Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. În această seară vom discuta despre apariția pe scena politică din România a unei noi formațiuni politice și vom dezbate pe larg dacă era necesară încă o formațiune politică în România, pentru că am văzut că în ultima perioadă apar așa, ca ciupercile după ploaie, formațiunile politice și rezistă sau nu până la următoarele alegeri. Vom discuta pe larg acest subiect și multe altele în această seară cu fostul ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Nechita Adrian Oros. Bună seara, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună seara și vă mulțumesc și eu pentru oportunitate. V-am invitat în această seară alături de noi pentru că împreună cu domnul Ludovic Orban și cu alții foști membri ai Partidului Național Liberal ați inițiat o mișcare, mișcarea Forța Dreptei, și aș vrea să discutăm așa pe larg despre această mișcare. S-a inaugurat primul sediu la Târgu Jiu de către domnul senator Ion Iordache, cu surle și trâmbițe, cum vine vorba, dar înțeleg că această mișcare încă nu are statutul de formațiune politică. Aș vrea să dezbateți dumneavoastră, să ne detaliați de fapt care este situația în momentul discuției. Da, sigur, din punct de vedere juridic, noi am depus în luna decembrie actele pentru înființare la tribunal. Săptămâna trecută s-a judecat, nu au fost nicio contestație admisă, a fost o singură contestație din partea unui jurist din județul Prahova. Nu a fost admisă acea contestație, s-a judecat și așteptăm pronunțarea. De, practic, în 2-3 săptămâni, această formațiune politică, Forța Dreptei, va deveni o forță politică cu toate atribuțiile, toate responsabilitățile și toate drepturile pe care o formațiune politică le are, și apoi vom putea înființa oficial și în celelalte județe organizații locale, județene și organizații locale. Aici suntem la Gorj cu toată echipa, pentru că domnul senator Ion Iordache a fost mai harnic, a reușit să coaguleze, se mobilizeze și să coaguleze lume importantă, oameni importanți, și pentru acest lucru suntem la Gorj și este prima organizație județeană înființată oficial. Aș vrea să ne spuneți exact când a luat ființă proiectul, chiar dacă el încă nu este cu statut de formațiune politică. Când a fost gândit și cât a durat până a fost pus în practică? Proiectul a luat ființă din cauza a ceea ce s-a întâmplat în Partidul Național Liberal. Și toată lumea își amintește acel simulacru de congres în care organizațiile județene, delegații organizațiilor județene au fost delegați cum au fost delegați, vreo 29 de președinți de organizații care aveau decizia organizațiile județene de a susține la președinția partidului echipa, moțiunea lui Ludovic Orban, au fost pe parcursul campaniei interne, au fost întorși, să zic așa. Apoi, la congres, sigur, nu s-a respectat statut. A fost o atmosferă neplăcută și neserioasă, care a făcut mult rău imaginii Partidului Național Liberal. Niciodată în Partidul Național Liberal nu s-a întâmplat să se desfășoare în așa fel alegerile. Iar apoi, să zic așa, lucrurile care nu trebuiau să se întâmple într-un partid s-au întâmplat. Acea construcție de dreapta pentru care noi am garantat anul trecut și la alegerile locale și la alegerile generale, când am spus că vom face o construcție de dreapta, că vom guverna următorii 4 ani și vom încerca să reparăm din multele, să zic așa, damage-uri provocate
de-a lungul istoriei post-decembriste de Partidul Social Democrat. Ăsta a fost mesajul Partidului Național Liberal. Și acest partid a obținut voturi atât de la membrii PNL, care sunt dintotdeauna membrii PNL, dar și de la foarte mulți votanți anti-PSD, care considerau că Partidul Național Liberal este cel mai serios partid cu mesaj anti-PSD. Erați ca o salvare pentru români la ultimele alegeri generale, la alegerile parlamentare. S-a văzut asta? Pentru cei care n-au votat. Pentru că n-au votat, în primul rând, sigur, și pentru ceea ce a reprezentat Partidul Național Liberal de-a lungul istoriei, dar și pentru ceea ce făcuse în puținele intervale cât a fost la guvernare, dar ceea ce promitea că face și că, iată, împreună cu UDMR și cu USR, se constituie o coaliție de dreapta care să încerce să fie altceva decât a fost până în 2019. În momentul în care, după ce s-a câștigat Congresul, cum s-a câștigat, s-a rupt și coaliția, practic Partidul Național Liberal risca să plece de la guvernare, iar apoi să ajungă practic numărul 2 în buzunarul PSD, pentru că asta se întâmplă practic, deși Partidul Național Liberal are teoretic premier, are și câțiva miniștri, dar se pare că deciziile importante sunt luate totuși în Chiselev la Partidul Social Democrat. Și atunci toți cei care au votat PNL, toți cei care au votat anti-PSD, astăzi nu prea mai au o reprezentativitate. Și de aceea o parte din trei liberali, 16 parlamentari deocamdată, pentru că suntem singurii care ne putem desprinde, toți ceilalți membri care au fost aleși, și mă refer aici la consilierii locali, consilierii județeni sau primari, nu pot să vină, chiar dacă sunt nemulțumiți, pentru că altfel își pierd mandatul. În schimb, votanți foarte mulți sau membrii simpli care nu sunt, n-au funcții alese, sunt alături de noi și acest lucru se va vedea în săptămânile următoare, când vom face asemenea acțiuni cum se întâmplă astăzi la Târgu Jiu. Coordonatorii acestui proiect sunt în frunte cu fostul premier, domnul Ludovic Orban. Ați închegat așa un nucleu în jurul dumnealui. Probabil că domnul Ludovic Orban va fi și președintele acestei formațiuni politice la nivel central. Cu siguranță a fost cel mai performant președinte al Partidului Național Liberal după 90. Sub președinția lui, practic, Partidul Național Liberal a reînvățat să câștige. Am câștigat toate bătăliile electorale, mai puțin ultima, cea de la parlamentare. Sigur, după un an complicat, un an cu pandemie, cu secetă, în care, sigur, erodarea și-a spus cuvântul, toate măsurile restrictive pentru gestionarea pandemiei au creat o anumită nervozitate în populație și asta s-a întâmplat numai la noi, s-a întâmplat în toată Europa. La noi cu precădere, domnule ministru. Criza medicală a afectat, apoi și a apărut și criza economică ca urmare a crizei medicale și s-au întâmplat mai multe lucruri care au făcut ca scorul să fie doar de 25%. Totuși, domnul președinte Ludovic Orban a reușit să închege o alianță de dreapta, împreună cu cei de la USR și cu cei de la UDMR, zicem noi, destul de bună, ținând cont de datele și de rezultatele care au fost în 2020, în decembrie 2020. Și atunci este normal să fie viitorul președinte al acestei formațiuni, pentru că a fost inițiatorul principal, alături de 13 deputați și 3 senatori. Haideți să discutăm puțin dacă mai este necesară încă o formațiune politică pe scena aceasta politică din România, pentru că, așa cum spuneam în deschiderea emisiunii, am văzut că în ultima perioadă este un trend să scoți pe piață o formațiune. Am văzut că cei de la USR au apărut în preajma unor alegeri, au urmat cei de la AUR și tot așa. Nu credeți că România este supraaglomerată de astfel de formațiuni politice? Adică n-ar trebui să avem puține și bune? Să știți că acest lucru îl vor decide oamenii. Vom vedea dacă în 2024, pentru că atunci va fi un an cu 4 alegeri, a
atunci se suprapun atât alegerile parlamentare și cele prezidențiale și cele europarlamentare, dar și cele locale, oamenii vor decide care dintre aceste partide, mai nou înființate, mai vechi, merită votul cetățenilor. Nu se poate restricționa înființarea unei formațiuni politice sau unei mișcări, la fel ca unei mișcări sindicale sau unui ONG, și practic cei care aderă sau cei care investesc încredere în formațiunea respectivă, în momentul votului, vor spune dacă a meritat sau nu a meritat, sau dacă era sau nu nevoie de așa ceva. Dar până în 2024 se întâmplă, în politică se întâmplă foarte, ca și până acum, se pot întâmpla foarte multe lucruri. Sondajele care sunt acum, sigur, sunt niște poze ale momentului și care se pot schimba în funcție de evenimentele care vin peste noi, și iată că, din nefericire, după criza medicală, după criza economică, a apărut și criza energetică și acum o criză care, chiar dacă pare că o criză politică, o criză, zicem așa, o situație mai specială cu care România nu a fost, și în general Europa n-a fost confruntată după al doilea război mondial, practic în ultimii 80 de ani noi aici am avut un pic de liniște. Liniște și pace. Și acum unii se gândesc să tulbure această liniște. Nu știm dacă sunt lucruri serioase sau sunt doar jocuri de... Dar asta sigur creează nervozitate și în rândul politicienilor europeni și în țară, dar și în, afectează și economia, pentru că orice previziune, orice încredere în anumite investiții, în anumite planuri de viitor, ți le faci având niște date. Ori datele se schimbă, cel puțin din punct de vedere al situației în estul continentului. Aș vrea să-mi spuneți, domnule ministru, în momentul actual, care sunt planurile și care sunt obiectivele, proiectele pe care și le propune această mișcare Forța Dreptei? Vedeți, pornim chiar de la nume. Pentru că în Partidul Național Liberal, sigur, era o tradiție. Și era Partidul Național Liberal înființat la mijlocul anilor 1800, care venea, să zic așa, în contrapondere cu Partidul Conservator, care era pe vremea aceea. Apoi au apărut partidele de stânga, partidele socialiste, și a împins Partidul Național Liberal, astfel încât, mai ales după Revoluție, s-a situat pe partea dreaptă a eșichierului politic. Dar ceea ce se întâmplă acum în deciziile și în acțiunea Partidului Național Liberal de astăzi, foarte puține dintre aceste decizii și acțiuni sunt cu adevărat de dreapta. Le este frică colegilor din Partidul Național Liberal să povestească cu curaj despre familie și că familia trebuie să fie formată dintre un bărbat și o femeie, în principiu. Le este frică să povestească despre tradiții, ca să nu supere, să zic așa, futuriștii sau zona aceasta mai progresistă. Mai progresistă. Ne-au fost un pic inoculate aceste valori de suflul acesta european. Da, dar... și noi am cam căscat gura la tot ce ne-au trimis. Nu, dar asta se leagă exact și de cealaltă întrebare, dacă este sau nu necesar. Eu cred că fiecare om trebuie să fie, fiecare categorie trebuie să fie reprezentată. Și sunt oameni de dreapta, au sunt oameni care cred în familia tradițională, care cred în comunitate, care cred în tradițiile, în credință, în valorile creștine. Sunt oameni de dreapta care apreciază, care se trezesc în fiecare dimineață și merg la servici, și în fiecare dimineață își duc copiii la școală și duminica îi duc la biserică și își plătesc la timp impozitele, astfel încât din acele impozite se poate fi ajutați cei care au cu adevărat nevoie. Și atunci dreapta asta ar trebui să însemne puțin mai conservator, într-adevăr, din punctul de vedere al progresiștilor, dar mai legat de tradiții și rădăcini și de ceea ce este totuși corect din punct de vedere principial. Chiar dacă vor fi 10, 15, 20, nu știu câți acum sunt oameni care gândesc doar de dreapta și nu trag cu ochiul spre... și nu acceptă
progresismele acestea, care de multe ori, chiar dacă par așa poleite și insuflate dintr-o anumită zonă, nu întotdeauna vin cu ele și vin după ele și cu binele. Și atunci vom vedea câți dintre oamenii care votează în România și vor merge la vot, că aici va fi iarăși o discuție, au fost nenumărate scrutinuri, și eu mi-amintesc în 2016, când și în general dreapta, pentru că oamenii de dreapta sunt mult mai sofisticați. Oamenii de stânga, votanții PSD, dacă analizează cineva numărul de voturi, nu procentul, pentru că procentul variază în funcție de prezența la vot, veți vedea că numărul votanților Partidului Social Democrat este relativ același. Numărul votanților de dreapta, cum s-a numit dreapta de-a lungul timpului, a variat. Și atunci, de câte ori a fost prezență mică la vot, procentele Partidului Social Democrat au crescut, pentru că votanții de dreapta sunt mai sofisticați, ei se informează, iar în momentul când îi dezamăgești, te părăsesc. Și nu v-au ridicat niște semne de întrebare de ce oamenii ăștia nu se mai prezintă la urne? Adică undeva Partidul Național Liberal a greșit, dacă oamenii ăștia nu mai vor să mai iese la vot? Păi, noi tocmai pentru că am simțit acest lucru de la electorat, pentru că trăim și noi printre oameni și fiecare venim de undeva, fiecare am crescut undeva, într-un oraș, într-un mediu, într-o universitate sau la un loc de muncă și avem contact. Noi am simțit pe tot parcursul, mai ales pe ultima perioadă a anului, acest lucru, că ne îndepărtăm de ceea ce Partidul Național Liberal a constituit de-a lungul timpului și de ceea ce am promis, mai ales în ultimii doi ani, 2019-2020, că vom face. Și oamenii de aceea ne-au votat, că vom face ceea ce am promis. Acum vă dau un simplu exemplu, domnule ministru. S-a promis creșterea alocațiilor, a pensiilor și a salariilor. În special, s-a bătut apa în piu pe creșterea alocațiilor. Pe, mai exact, dublarea acestora. În două sau trei tranși. Ceea ce nu s-a întâmplat. De ce s-a făcut această promisiune? Doar ca și pentru a atrage capital electoral? Păi nu. Prima dată am înțeles, mi-amintesc că în 2018 s-a dublat alocația. Iar apoi a fost de către Partidul Social Democrat, care era în opoziție în 2020, dar în Parlament era mai numeros. Majoritate, da. Avea majoritatea și a trecut în proiectul de buget, iarăși dublarea alocației. Vedeți, aici iarăși o majoritatea oamenilor de dreapta cu care discuți, acești oameni care se duc la servici în fiecare zi și care îți plătesc impozitele, ei te întreabă când le spui, domnule, vă vom dubla alocația. Și întrebarea, domnule, dar de unde? Cu ce bani? Ei știu exact cum să câștigă banii, cum să gestionează banii și te întreabă, dar de unde? Ne măriți impozitele sau luați împrumut? Că, de fapt, astea sunt cele două modalități variante de a obține bani. Da. Pentru că bani publici nu există. Toți banii sunt privați. Și asta a spus-o Margaret Thatcher prin 81. Nu există bani publici. Sunt bani folosiți în sectorul public, dar toți banii vin din privat. Din sectorul privat. Asta, deci este falsă ideea, domnule, bani publici. Nu există bani publici. Ori din domeniul privat, ori din împrumuturi. Din împrumuturi. Dar care pe care apoi trebuie să le plătească și... Bun, și nu s-a știut că nu există fonduri pentru mărirea, dublarea alocațiilor copiilor? Și atunci vin cu cealaltă întrebare. Cum, de odată cu venirea celor din PSD în alianță, s-a reușit mărirea pensiilor, mărirea alocațiilor și mărirea salariului minim pe economie? De unde? Acum vom vedea. Probabil tot din împrumuturi, și acum vom vedea care sunt consecințele și care va fi trendul și cifrele macroeconomice la sfârșitul anului. Pentru că economia este încă, din nefericire, este încă afectată de criza COVID. Dar v-ați împrumutat foarte mulți bani pe vremea când exista alianța PNL-USR-UDMR. Adică s-au vehiculat, da, sume. Dar împrumuturile se duc și acum. Împrumuturile se duc în continuare și acum. Pentru că nu poți să lași... au fost acele scheme de ajutor în 2020, tocmai pentru a nu lăsa agenții economici să falimenteze. Dar nici nu i-a ajutat guvernul extraordinar de mult. Adică nu putem să spunem, făcând o comparație cu state ceva mai civilizate decât noi, care chiar și-au ajutat IMM-urile și agenții economici să supraviețuiască acestei crize sanitare. Să știți că în primele... au cam șchiopătat lucrurile. Să știți că
eu am foarte mulți colegi care lucrează și în altă parte. Haideți să discutăm despre Horeca. Au ajuns ajutoarele mult mai repede decât în Anglia, de exemplu. Mult mai mici. Păi mult mai mici, pentru că țara noastră este mult mai săracă. Tocmai mă întrebați de ce s-au împrumutat. Toate acestea au fost din împrumuturi. Dacă ajutoarele erau mai mari, împrumuturile erau mai mari. Oricum au fost împrumuturi de ordinul milioanelor de euro. Despre ce vorbim? Dar toate aceste împrumuturi s-au dus în acest... toată lumea gândea că această criză, nu numai la noi, în Europa, că această criză va trece repede, în 2-3 luni, și trebuie injectați niște bani în economie ca să nu falimenteze agenții economici. Domnule ministru, dar au fost injectați foarte mulți bani în niște măști neconforme, într-un spital modul COVID care nu a fost utilizat nici până în ziua de astăzi. Știți despre asta? Nu știu, acum cei care vor analiza și analizează... Nu va fi nimeni tras la răspundere. Vor vedea ce s-a întâmplat cu... Eu știu ce s-a întâmplat în... Nu va fi nimeni tras la răspundere, pentru că avem experiența anterioară din istorie, am învățat atâta lucru, că deși se cheltuiesc banii publici care de fapt sunt privați sau din împrumuturi... Toți banii sunt privați. Și nu sunt cheltuiți cu cap, nimeni nu este tras la răspundere. Revenim la Gorjul nostru, pentru că și aici este o problemă. Nu știu dacă dumneavoastră aveți informații despre județul nostru, care a fost un județ și m-aș bucura să spun că încă este producător de energie pe bază de cărbune. Am avut una dintre cele mai mari complexe energetice din țară, care asigura o mare parte din consumul energetic la nivel național, dacă nu chiar de multe ori asigura întreg consumul de energie electrică la nivel național. L-au cam pus pe butuci. Și s-a aprobat un plan de restructurare al complexului energetic Oltenia, care lasă un pic Gorjul în aer. Nici măcar nu știm despre ce este vorba în acel plan. Nu a fost făcut public, a fost ținut la secret. Cine a întocmit acest plan? Ce scrie în el? Ce s-a aprobat? Poate știți dumneavoastră? Sigur, eu am fost ministru al agriculturii și mă pricep mai puțin la energie și îmi place să vorbesc doar despre lucrurile care le stăpânesc. Știu că complexul energetic Oltenia a fost al treilea producător de energie. Știu că era necesar, erau discuții în guvern, era necesar și nu numai de acum, de multă vreme, să se facă o reconversie către capacități de producție mai puțin poluante și că erau necesar sume serioase pentru acest lucru. De aceea, în decembrie 2020, s-a trimis la Comisie un plan de reconversie care am înțeles că zilele trecute, acum 2-3 zile, a fost aprobat de 2,66 miliarde de euro. Aici am luat de pe datele de pe site-ul Ministerului Economiei. Da, foarte bine că avem bani, dar depinde și în ce înseamnă acest lucru. Păi acum cei care gestionează Ministerul Economiei și Ministerul Energiei plus factorii locali de aici vor decide cum anume să cheltuie acești bani, astfel încât, pe de o parte... Păi nu, stați un pic, acei bani, practic, am înțeles pe surse că sunt bani care vin, e un plan de asistență. Nu sunt bani veniți pentru planul de restructurare, ci de ajutor de plan de restructurare. Este o nebuloasă la mijloc. Adică nu ni s-a, cel puțin presei din județul Gorj, și nici la nivel central n-am văzut mai multe informații, nu ni s-a comunicat acești bani vor trebui investiți în... Dar acest lucru, cu siguranță, cei de la Ministerul Energiei, împreună cu cei care conduc acum complexul energetic Oltenia, ar trebui să-l pună la dispoziție. Deci dacă suma a fost aprobată și nu ar fi pus pe site-ul Ministerului Energiei acest lucru, deci dacă suma a fost aprobată, cum anume vor fi cheltuiți acești bani, cât anume se pot investi în reconversia capacităților de producție ca să fie o energie mai puțin poluantă, cât anume vine sprijinul susținerii locurilor de muncă până când acea reconversie se face, repet, nu știu, eu sunt ministru al culturii și sunt medic veterinar. Dar cu siguranță cei de la Ministerul Energiei ar trebui și pot să dea detalii, pentru că cu siguranță ei au scris
planul, cei care se pricep cineva la energie. Cineva a întocmit planul acela, planul. Deci clar cineva trebuie să știe ce scrie în el pe surse. La nivelul județului Gorj vor funcționa doar 3 grupuri, 2 la Rovinari și unul la Turceni până în 2026, iar informația momentului este următoarea. După 2026 vor fi scoase spre vânzare până la 20% din acțiunile companiei. Fapt ceea ce este destul de îngrijorător, domnule ministru. Dacă asta s-a dorit, înseamnă că a fost un cal troian. Nu știu, vom vedea. Era clar că trebuia făcut ceva. Și planul de reconversie a fost făcut de specialiștii din minister și, sigur, trimis în 2020, în decembrie, la comisie. Abia acum a venit aprobarea. Sigur că ar trebui să aflăm și, în primul rând, cei din județul Gorj sunt cei mai interesați să afle. Noi suntem direct afectați. Ce conține acel plan? Să nu fie un cal troian. Ce înseamnă cei 2,66 miliarde? Correct. Sunt împrumuturi sau sunt granturi? Are vreo legătură cu ceea ce se întâmplă cu planurile aprobate în PNRR? Pentru că și în PNRR, pentru energie, au fost destinați niște sume. Iarăși în PNRR, din cele 29,2 miliarde, jumătate sunt granturi, bani care nu trebuie să dați înapoi, jumătate sunt împrumuturi cu dobândă zero. Asta este foarte bine, pentru că România nu s-a prea împrumutat în ultima perioadă cu dobândă zero. Acum că am ajuns la acest subiect cu PNRR-ul, acest program foarte dezbătut și foarte mediatizat de către Partidul Național Liberal, pentru agricultură nu a venit niciun leu din PNRR. Da. Mă bucur că mă întrebați, pentru că am ocazia să... PNRR-ul a început în iunie 2020. În noiembrie, când am trimis primul draft la comisie, în noiembrie 2020, din cei 29 de miliarde, erau 7 miliarde 200 proiecte pentru agricultură. Și anume, conținea 6, este în programul de guvernare, inclusiv și cei care au făcut acum noua coaliție, PSD-PNL, au păstrat în programul de guvernare tot ceea ce am scris noi la momentul respectiv. Nu s-a modificat nici 10% din programul de guvernare, pentru că nici nu avea cum să modifice. Programul de guvernare este făcut exact pe PNS, pe Programul Național Strategic. Cum va fi finanțată agricultura românească în următorii 7 ani? Și care sunt nevoile și prioritățile agriculturii românești. Și acolo conținea 6,5 miliarde de euro irigații, desecare, drenaj și combaterea eroziunii solului și prevenirea deșertificării. Pentru că lumea vorbește la modul generic irigații. Nu doar nu despre irigații apă. Vorba. Da. Este vorba despre gestionarea apei. Și am tot insistat atunci și premierul de atunci și ministrul fondurilor europene de atunci au înțeles, astfel încât au acceptat ca în forma din noiembrie a PNRR să fie acceptate proiecte de 6,5 miliarde euro. Și 700 de milioane, era vorba despre o rețea de depozite, pentru că acolo este vorba despre reziliență. Și dacă vă amintiți în martie, aprilie 2020, când toată presa prezenta rafturile goale, pentru că a fost nebunia lumea aceea și stimulată, foarte multă lume a cumpărat, a făcut stocuri acasă, rafturile păreau goale. Nefondate de altfel, nefondate, adevărat, dar lumea s-a speriat extraordinar de tare. S-a asistat foarte mult circulația, transportul, până s-au creat acele culoare verzi și atunci am observat și am fost nevoit să întrerup exporturile. Am fost singura țară care am întrerupt exporturile de alimente pentru o săptămână. Sigur că am creat oarecare tulburare și nervozitate, pentru că marii exportatorii au fost deranjați. Dar pe mine mă interesa ca să am cel puțin produsele de bază în țară până la noua recoltă. Și am făcut acest lucru pentru că singura modalitate prin care realizam ce se întâmplă, de a contoriza, era certificatele fitosanitare. Deci certificatele fitosanitare cu care pleacă cerealele din port în martie-aprilie 2020 erau ca și cantități duble de 2019. Și atunci am sistat, au venit toți mari exportatori și sigur a fost un gentleman agreement. Dom'le, eu pot să deschid peste o săptămână exporturile, pentru că nu vreau să dau peste cap, știu eu, contracte și care afecta până la fermier. Dar vreau să știu că până luna august, până la noua recoltă, rămân suficiente rezerve de grâu, de porum, de ulei, de zahăr în țară. Și i-au spus da. Și după aceea am deschis. Și atunci noi ne-am gândit, guvernul de atunci ne-a gândit împreună cu cei de la rezervele statului, de ce să rezervele statului să aibă acele
rezerve, de cereale, de, în fine, la agenții economici. Când putem folosi banii de reziliență, să facem niște depozite regionale mari în fiecare regiune, la fel cum sunt platforme acestor mari supermarketuri, la noduri. În care, la modul să fie ale statului. În care să le fie ale statului, în care să ținem și rezervele statului, iar ele să fie legate ca într-o rețea cu depozitele care sunt. Fiecare fabrică de carne, de lapte, de are depozite. Și să creăm o rețea de depozite cu marfă românească, să o operaționalizeze ei privații, statul să se asigure că doar marfa românească trece prin aceste depozite. Și eu sunt convins că dacă s-ar fi creat această rețea, sigur, investind statul din PNRR, cele 8 depozite regionale și legate ca într-o rețea, ar fi apărut și o rețea de magazine românești. Pentru că era deja o rețea de depozite. Asta a fost ideea de atunci. Când s-a schimbat guvernul, fără să fim noi întrebați, cei de la Ministerul Agriculturii, pentru că toate negocierile au fost duse prin intermediul de la toate ministerele, prin intermediul Ministerului Fondurilor Europene. Eu discutam cu domnul Boloș și domnul Boloș transmitea la Bruxelles. Doar precizările tehnice, aveam call-uri cu Bruxelles-ul pe chestiuni tehnice, nu pe chestiuni de decizie. Când s-a schimbat nouă guvern, tot ni se spunea că nu este prea verde programul. Și am zis, dom'le, cum să nu fie prea verde programul? Pentru că în primul draft al trimis la Bruxelles, cel mai verde program, dar cel mai verde program a fost agriculturii. Și este un institut european de analiză, care a luat toate drafturile și draftul României, care conținea 6,5 miliarde irigații de secare drenaj, a fost considerat cel mai verde program. 64%, trebuia să fie 20% verde și avea 64% componente verde și 17% digital. Deci erați că astea erau cele. Bineînțeles că era, pentru că altfel nu l-am fi făcut. Și am lucrat la el împreună cu echipa domnului Boloș săptămânal. Și eram în call-uri cu Bruxelles-ul pentru fiecare... Și unde s-a rupt filmul? Păi, decizia politică a fost alta anul trecut. Decizia politică a fost alta când la Bruxelles, în aprilie, a fost trimis un plan fără cele două componente. Și depozitele și partea de irigație. Păi și stați puțin. Înseamnă că... Permiteți-mi să îmi pun întrebarea dacă actualul guvern, mă rog, actuala conducere a PNL, cea care a asigurat și interimatul o perioadă lungă de timp, și-a dorit răul românilor. Nu și-a dorit rău, pentru că banii aceia s-au dus în altă parte, să ne înțelegem. Da, stați un pic. Noi suntem un popor cu asta în sânge, da? Noi asta am știut să facem dintotdeauna, agricultură. Banii în agricultură n-au mai venit de foarte mult timp, așa cum ar fi trebuit să vină. Agricultorii n-au mai fost ajutați, fermierii, tinerii întreprinzători, pentru că haideți să nu dăm vina pe tineri că nu mai își doresc să mai muncească pământurile, nu mai sunt ajutați să muncească pământurile, pentru că nu mai avem resursele de acum 50-100 de ani. Și trebuie să fim susținuți, da? Haideți să vă spun, dacă mă lăsați. Deci, ați văzut, s-a tot vorbit anul trecut de 80 de miliarde. Că în total vor fi 80 de miliarde. Da. Nu, atât să sunt. 30 de miliarde sunt acei bani din PNRR, care s-au dus spre alte priorități. Eu sunt conștient că și educația este prioritară, un popor needucat. S-au dus 5 miliarde. Pentru sănătate 4 miliarde, pentru infrastructura de transport rutier s-au dus. S-au dus în altă zonă, s-au dus către mediu foarte mulți. Au rămas proiectele scrise împreună cu cei de la mediu, pentru că toată partea de deșert și prevenirea deșertificării și de împădurire, un miliard, îi gestionează mediu, dar se face pe, era proiect comun. Partea de învățământ profesional agricol cu licee agricole, cu școli profesionale agricole, intra educație, proiectul l-am făcut împreună, proiectul de gestionare a gunoiului de graș tot la mediu, deci s-au dus câteva, în schimb a picat apa, a căzut apa și eu am încercat să le spun tot timpul că aici nu discutăm doar despre apa, despre de agricultură. Lumea, multă lume n-a înțeles. Când am ajuns la minister, am avut șansa să am la dispoziție o analiză nu făcută pentru Ministerul Agriculturii, era făcută pentru Ministerul Mediului, el răspunde apa. Noi la agricultură discutăm despre apa pentru agricultură, care e a patra prioritate, pentru că e apa de băut prima dată, apoi este apa menajeră, apa industrială și pe locul 4 este vorba despre apa la agricultură. Iar noi nu primim în stațiile noastre de pompare ale ANIF-ului, noi agricultorii, decât dacă debitele râurilor au o anumită valoare.
Deci nu era vorba de, era vorba despre apă și le povesteam, citind acel raport cu atenție, făcut pe bani europeni de Banca Mondială pentru toate țările din Est, unde se spunea despre pericolul deșertificării Europei de Est, zona Mării Negre, care înseamnă la noi toată Dobrogea, tot sudul Moldovei și nord-estul Olteniei, exact unde a fost în 2020 seceta. Despre pericolul deșertificării, despre faptul că trebuie gestiona apa cât mai corect. Adică cum? Apa trebuie adunată sub orice formă. Și când se topesc zăpezile în munte, acei torenți care nu s-au mai făcut lucrări de regularizare a torenților și primăvara produc, datorită inundațiilor, pagube care despăgubiri, și în loc să fie captate undeva și ținută această apă și apoi transportată prin cădere, fără consum de energie, acolo unde ai nevoie. Deci era vorba de un sistem integrat de gestionare a apei, nu numai pentru agricultură. Dar, repet, s-a decis atunci că sunt alte priorități. Dar pentru agricultură avem 21,56 miliarde. Deci din cei 80 de miliarde, Politica Agricolă Comună, PNS-ul se numește acum, Planul Național Strategic, are la dispoziție 21,56 miliarde. 6 miliarde le-am lansat pentru programul de tranziție, pentru că 2022-2023 au fost o perioadă de tranziție, s-a mișcat mai greu Europa și practic noul PNS pe toate ministerele începe din 2023. Noi am lansat anul trecut toate programele în valoare de 6 miliarde pe tineri fermieri, pe procesare, pe depozitare. Deci programele sunt lansate, s-au înscris 250-300%. Acum se selectează toate proiectele. Unde va mai fi nevoie de, din ce știu, din ceea ce comunică acum oficial Ministerul Agriculturii, încă un col de lansare pe zona de zootehnie, pentru că ce am făcut? Ne-am uitat și noi pe balanța economică și am văzut că, deși producțiile în ultima perioadă a României erau mari, noi înregistram un deficit al balanței comerciale. De ce? Se exportă masiv cereale sau animale vii, ambele sunt purtătoare de subvenții, deci practic se exportă subvenții și se importă masiv hrană procesată cu mare valoare adăugată. Și am zis, cum putem inversa noi ca stat prin acordarea acestor fonduri europene? Să dăm mai mulți bani pe depozitare și pe procesare. Și din cele 3,2 miliarde care sunt pentru dezvoltare rurală, că restul sunt plăți directe, am pus 1,1 miliarde doar pentru depozitare și procesare. Și unde? În fermă. Pentru că ce s-a întâmplat de-a lungul timpului? Dacă dai și altora, am pus 150 de milioane pentru alții, măsura 4.2. Adică oricine poate să-și facă depozit și procesare, dar vin unii care au bani în alte business-uri, își fac depozit și își face procesare și pe urmă se duce la țăran și la fermier și dictează prețul de achiziție. Și atunci am condiționat ca doar cei care produc, doar producătorii să poată să facă depozitare și procesare pe acest program de tranziție. Și am pus acolo aproape 1 miliard doar pentru ei. Și l-am împărțit în opt pachete, pentru că în vechiul exercițiu, mi-au spus ei, era o singură sumă și atunci banii s-au dus într-o anumită zonă și într-un anumit domeniu de activitate. Și am împărțit pentru legume, sere și solare 100 de milioane, pentru procesare 50 de milioane. Am făcut tot pachete astfel încât să nu se concureze unii pe alții, iar cei care eventual obțin punctaje mai mari în achiziții, că s-au dus în achiziții de utilaje și foarte multă lume și-a cumpărat utilaje aproape de toți banii din exercițiul trecut. Și n-au ajuns bani pentru zootehnie, n-au ajuns bani pentru sere, n-au ajuns bani pentru solarii, pentru procesare. Și anul trecut, când am lansat, am împărțit în 8 pachete. Efectul, sigur, se va vedea în anii următori. Ele au fost accesate, să vedem cât de ușor vor putea să-și facă acele utilități, acele capacități, pentru că e vorba de lipsă forței de muncă. Da, este și asta. Ei trebuie să cheltuie banii, deci toți cei care au accesat anul trecut și anul acesta va mai fi un col, până în 2025. Timpul e destul de scurt. Scurt. Pentru că vorbeați dumneavoastră de fonduri europene, nu știu dacă aveți informația, dar deși avem un ministru al fondurilor europene de la Gorj, stăm pe ultimele locuri în a accesa fonduri europene, de a aduce bani europene. Ca județ, suntem pe ultimele locuri, ba mai mult, suntem pe ultimele locuri din punct de vedere al investițiilor.
Ca să nu mai spunem că suntem un un județ izolat, adică s-a discutat despre un drum expres care va fi, nu va fi, Alba Neagra. Dar mi-am făcut și eu un punctaj venind încoace și mă uitam la vulnerabilitățile care le are județul. Mai avem șanse de scăpare. Cu siguranță. Comparând județul Gorj cu județele din vestul țării, nu știu, avem? Și dacă da, în cât timp credeți că ne vom alinia? Am să vă spun un lucru care eu chiar îl cred. Orice planuri avem, oricâți bani vor fi alocați, nouă ne lipsesc și cred că le-am avut, dar le-am pierdut. Două elemente de bază, educația și încrederea. Deci, de aceea, atunci când s-au alocat din PNR 5 miliarde de euro, am spus, ok, educația după mine este prima prioritate, pentru că un popor educat și sănătos are șansa la prosperitate dacă există un mediu cât de cât neviciat de corupție sau altceva. Dar trebuie să fii în primul rând sănătos și educat. În momentul în care ești și sănătos și educat, ai mult mai multe variante, ai mult mai multe șanse. Dar fără încredere și fără educație nu se poate face nimic. Bani au fost și veți vedea că vor fi. Am avut un ministru al economiei de la Gorj, acum un ministru al fondurilor europene. Nu se mișcă nimic în județul nostru. Absolut nimic. Speranța mea este că se va face. Vedeți, contează foarte mult. Am avut un premier de la Gorj. Contează foarte mult factorul local. Vrem, nu vrem, adică și omul. Pentru că omul sfințește locul. Și la nivel local, dar și la nivel național. Dar de multe ori lucrurile pot fi împinse de la nivel local. Eu, sigur, provin dintr-o zonă mai norocoasă, să zic așa, din Cluj. În Cluj niciodată n-a fost stânga. Asta este. N-am nimic cu oamenii care cred în stânga sau care fiecare are dreptul să creadă ce vrea. Dar în Cluj, în nord-vestul țării, niciodată n-a fost stânga. Și până la urmă, uitându-te în 3, 4, 5 mandate, în 20 de ani, vezi care este diferența. Efectiv, acei oameni care au gestionat județele și orașele respective s-au mișcat mult mai bine. Pentru că ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii, aș vrea să ne spuneți, pentru că am auzit în deschiderea de ieri atât a domnului senator Ion Iordache, cât și a domnului președinte Ludovic Orban, despre tineri. Se vorbește foarte mult în mișcarea aceasta a dumneavoastră despre ajutorarea tinerilor. Cum doriți să faceți acest lucru? Pentru că recunosc că din Gorj foarte mulți tineri migrează către zona de vest a țării sau mai rău chiar peste granițele țării. Cum doriți să-i ajutați? Știți, în ce sens? Acum, mie mi-este ușor să vorbesc despre tineri pentru că eu lucrez de 30 de ani într-o universitate și trăiesc doar mai între mult tineri. Decât atât, da. Doar între tineri. Iau informația de la sursă. Și am avut două mandate prorector cu probleme studențești. Deci cunosc cum gândesc tinerii, ce planuri de viitor au și în timpul școlii, dar și ce gândesc ei să facă după. Sigur că de-a lungul timpului a fost o tentație de a merge și de a-și finaliza eventual prin masterate, prin schimburi tip Erasmus, doctorate afară la alte universități sau eventual și pentru joburi mai bine plătite. Dar la fel de mulți tineri cunosc care și-au găsit de lucru în țară, mai ales că există o lipsă a forței de muncă calificate și responsabile peste tot. Deci nu există domeniul de activitate, inclusiv în administrație, chiar dacă par că cei care activează în administrație, în opinia mea, sunt prea mulți. Dar sunt prea puțini oameni buni. Toată lumea caută oameni buni, oameni care să vrea să facă ceva și să știe să facă ceva și să și fie responsabil pentru ceea ce fac. Este o criză fantastică. De aceea, pentru tineri există oportunități și aici în țară și afară. Acum eu vă spun ce am făcut concret, pentru că toată lumea vorbește pentru tineri. Eu am făcut două programe doar pentru tineri, la Ministerul Agriculturii, cât am putut eu. Era acel program de instalare a tinerilor fermieri. Și am zis, de ce să nu-l cuplăm? Că vin mulți tineri fermieri care lucrează afară. S-au dus din familii care lucrează la țară,
care au trăit la țară, s-au dus afară și au lucrat 10-20 de ani și sub 40 de ani, au căpătat experiență, mulți lucrează în ferme la un nivel, să zic așa, profesional foarte ridicat și ar veni și în țară să facă. Și am creat din programul Tânărul Fermier, sigur că am supărat pe beneficiarii, am împărțit programul în două. Anul trecut a fost un program de 40 de milioane, 20 de milioane a fost pentru diaspora, tineri din diaspora, 20 de milioane pentru tineri din România. Și a funcționat foarte bine. Mai mult. Există pământ de la ADS. Da, vreo... pe care știu că l-ați oferit în concesie. Am făcut un program doar pentru tineri și doar dacă nu vor tinerii să-l ia, să meargă la... am zis program pentru tinerii fermieri, pentru că bătrânii și șmecherii fermieri au teren de la ADS prea mult. Știu și că pe acest proiect și-au depus dosare destul de mulți, undeva la 300 și ceva de dosare au fost depuse inițial. Bun. Și ele au fost selectate de către cei de la ADS, dar eu am modificat printr-un HG legea de funcționare a ADS-ului, astfel încât să aibă posibilitatea să facă acest lucru. Deci am încercat să fac, sigur, în scurta mea perioadă de cât am fost la minister, niște lucruri mai mici, dar punctuale pentru ei. Ar trebui investit mai mult în tineret? Ar trebui investit în general în oameni, pentru că orice ai face, orice clădire ai avea, ce mașinărie ai avea, ce aparatură ai avea, fără oameni nu faci. Sigur că investind în tineri, în educația lor, poți să obții în timp, într-un timp scurt, 10-15 ani, niște adulți foarte responsabili, din toate punctele de vedere, care să ducă țara asta înainte. Domnule ministru, sunt convinsă că încă aveți legături cu foști colegi din PNL care și-au exprimat nemulțumirea de ceea ce se întâmplă acum în interiorul partidului și de actuala conducere a formațiunii politice liberale, dar care, așa cum spuneați și dumneavoastră, nu și-au permis încă să își depună demisia din diverse motive. Ce mesaj aveți pentru aceștia? Eu mă întâlnesc cu ei, pentru că sunt coleg cu ei de 20 de ani. Mă întâlnesc, suntem prieteni, ei nu vor putea să, indiferent de nemulțumirea pe care o au acum, mai mică sau mai mare, în funcție de județ, nu vor putea să vină acum toți cei care sunt aleși, fie consilieri, fie primari, pentru că își vor pierde mandatul. Dar știu că sunt foarte multe nemulțumiri, ne întâlnim cu ei, îi așteptăm să vină alături de noi, dar vor putea veni doar în 2024, la alegerile locale. Până atunci... Veți primi absolut pe oricine își dorește să vină din PNL către Forța Dreptei? Păi cei care gândesc ca noi. Cei care gândesc ca noi și care acceptă noul statut, pentru că noul statut este puțin mai... Pe scurt. Mai pe dreapta, să zic așa. Mai de dreapta mai decât... Mai conservator. Statut. Mai conservator. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați acceptat invitația noastră. Suntem pe final de emisiune, dar așa pe scurt aș vrea să vă spun, nu știu dacă dumneavoastră ați urmărit ultimele sondaje, dar PNL-ul este într-un picaj dezastruos, este pe locul 3 după AUR. PSD se plasează pe primul loc cu peste 30% din procente, urmat de AUR cu peste 20% din procente, iar PNL-ul abia dacă ajunge la 16% în actualul sondaj. Vedem ce se va întâmpla în viitor pe scena politică. Încă o dată vă mulțumesc din suflet pentru că ați acceptat invitația și îmi pare rău că a fost atât de scurtă emisiunea. Eu vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă adresa. Și multă baftă în noul proiect. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și până la o nouă revedere, vă urez toate bune!